Vă prezentăm astăzi LG Optimus G Pro E985. Este un telefon ce a fost lansat în luna aprilie 2013. Din punctul meu de vedere, se vrea a fi o alternativă oferită de LG la un Samsung i9080, de exemplu, Galaxy Mega, sau la un i9200, cel cu diagonala de 6.3 inch. Desigur că era și cazul ca LG-ul să vină cu o alternativă la aceste produse, la competitorul său, poate cel mai puternic. Telefonul vine cu un display True HD IPS Plus. Este vorba despre un display ce vine cu 16 milioane de culori. Vine cu o dimensiune de 5.5 inch și suportă rezoluție Full HD de 1080x1920 de pixeli. Are aproximativ 401 pixel pe inch densitate. Telefonul vine cu o greutate de 172 de grame, o grosime de 9,4 mm. Bineînțeles că este cu suport multitouch până la 12 degete. În partea de sus a telefonului găsim senzorul de proximitate, respectiv senzorul de luminozitate, iar în vecinătatea acestora găsim camera secundară pentru videoconferințe. Este o cameră de 2,1 megapixeli. În partea de jos a telefonului găsim butonul care ne duce la meniul principal sau ne scoate din aplicația în care suntem, butonul de înapoi, butonul care ne aduce în prim plan meniul cu diverse funcții, diverse aplicații. În partea de jos a telefonului găsim un microfon, găsim un port micro USB pentru cablul de date. Cablul de date la rândul său se conectează foarte ușor la încărcătorul rețea. În partea din dreapta găsim locul de unde scoate carcasa de pe spate, butonul ce blochează, respectiv deblochează telefonul sau îl închide, respectiv deschide. Găsim un port infraroșu, telefonul poate fi folosit și pe post de telecomandă. Găsim un microfon separat pentru anularea zgomotelor din jur. Mai găsim un jack de 3,5 mm pentru căști, accesorul care de asemenea îl găsim în cutia telefonului. Găsim în partea din stânga butonul ce activează aplicația ultra cunoscută Quick Memo, care este promovată intens de către cei de la LG pe ultimile smartphone-uri. Găsim taste de volum. Pe partea din spate a telefonului observăm o cameră. Este o cameră foarte performantă de 13 megapixeli, ce poate să facă poze la o rezoluție de 4208x3120 de pixeli. Dispune de autofocus, geotagging, face smile detection, vine cu stabilizator de imagine, mod de panorama 180 de grade și mod HDR, atât în modul foto cât și în modul video. Dacă tot vorbim de modul video, trebuie să vă spun că poate să registreze Full HD la 1080p la 30 de frame pe secundă. Dispune de dual video recording. Observăm și un blitz, acționează pe post de torță, pe post de lanternă, în condiții de luminositate redusă, atât în modul foto cât și modul video. Bineînțeles că sunt și câteva aplicații care pot să folosească blitzul ca lanternă. Găsim un logo cu LG. Hai să intrăm și noi puțin în meniu. Sistemul de operare al telefonului este Android, vorbim despre versiunea 4.1.2 supranumită și Jelly Bean, ce rulează pe un procesor quad-core de 1,7 GHz Cray 300. Este acompaniat de un chipset grafic Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 și desigur vine cu un GPU complementar Adreno 320. Dacă vorbim de conectivitate, telefonul stă foarte bine, bineînțeles. Vorbim despre viteze 3G de până la 14 megabits pe secundă download și până la 5,76 megabits pe secundă upload. Asta în modul 3G, în modul 4G LTE, Long Term Evolution. Vorbim despre viteze Cat3, ceea ce înseamnă 50 de mega pe secundă download și cred că 50 de mega upload și 100 de mega download, dacă mai țin minte bine. Bineînțeles că vine și cu wireless, suport pentru rețele tip ABG și N. Vine cu suport dual band, sunt unele rute care emit în mai multe frecvențe în același timp și este destul de important să, ca device-urile care se conecteze la frecvența cea mai bună, frecvența care emite cu o viteză cât mai bună. Telefonul vine, bineînțeles, cu Wi-Fi direct, putem să-l conectăm la ultimile televizoare compatibile în acest sens. Din ultimii 2 ani chiar, un an și jumătate, poate chiar 2 ani. Vine cu Wi-Fi hotspot, putem să șerim o conexiune de internet către alte device-uri. Dacă am avea 4G la o viteză foarte bună,
ar fi un lucru excelent pentru device-urile pe la care ar putea să se conecteze la telefon. Dacă vorbim de Bluetooth, telefonul vine cu versiunea 4.0 cu A2DP. Avem posibilitatea să ne conectăm la o gamă foarte largă de device-uri. Telefonul vine și cu NFC, Near Field Communication. Putem să-l folosim atât pentru diverse plăți, cât și pentru transfer de fișiere și nu numai. Haideți să ne uităm și noi puțin prin aplicații. Așa cum sunt obișnuiți la Android, putem să-l customizăm foarte, foarte mult. Nu vreau să fiu cel care aluncă anumite vorbe aiurea, însă știm cu toții că, sau foarte mulți dintre noi, că cei de la Apple în ultima vreme s-au inspirat extrem de mult de la Android și mă refer aici la versiunea iOS 7, care o să apară oficial foarte curând, momentan este în modul beta. Deci ceea ce ne dă de înțeles că sistemul de Android a fost încă de la început gândit foarte bine și a progresat, a evoluat constant. În partea de sus a telefonului găsim aplicații și diverse notificări. Observăm că telefonul ne spune că au apărut câteva update-uri, găsim un manager al aplicațiilor și ce ne permite să le upgradăm. Găsim șorcaturi către aplicații ce ține conectivitate, pe lângă internet și date și wireless, respectiv Bluetooth. Telefonul vine și cu GPS receiver și suport AGPS, vine cu suport GLONASS, este vorba de sateliții rușilor. Anul viitor, în 2014, o să avem acces și la sateliții GPS al chinezilor, ceea ce ar însemna un lucru extraordinar, s-ar face conexiunea a sateliți mult mai ușor. MirrorCast este aplicația ce ne permite să facem mirroring, ceea ce vedem pe telefon să vedem și pe alt device, și în acest sens mă refer la un televizor. Foarte utilă dacă vrei să ne uităm la diverse, să ne jucăm diverse jocuri, să ne uităm la imagini, browsing și așa mai departe. Haideți să ne mai uităm puțin prin aplicații. Trebuie să mai spun despre telefon că, bineînțeles, că poate fi folosit cu un cablu TV out. Putem să conectăm un cablu care o mufă să fie micro USB de intrare și mufa de ieșire să fie HDMI. Dar având în vedere că dacă televizorul ar fi mai nou și am dispune de wireless, am putea să facem acest lucru over the air, fără să mai fie nevoie să folosim cabluri, ceea ce ar fi soluția excelentă, soluția ideală. Găsim o mulțime de aplicații preinstalate. Începem cu managerul al aplicațiilor. Haideți să intrăm și noi în modul de cameră, să nu uităm că este o cameră foarte, foarte performantă. Avem o mulțime de opțiuni, de la diverse efecte, diverse moduri, putem să ne folosim și de camera secundară pentru a face poze, dacă dorim să facem acest lucru. Putem să trecem pe modul video, putem să activăm, bineînțeles, microfonul, care este surround. Opțiuni diverse, de la rezoluție până la modul de stabilizator de imagine, cu contrast, luminositate, putem să inserăm funcțiile geotagging chiar și pe video, numai pe imagini. O lucru destul de util, de exemplu, dacă uploadăm filmările pe site-uri gen YouTube, pentru că ar putea să-i acord donatele GPS direct din informațiile filmării, informațiile fișierului. Apoi la aplicații, browserul Chrome, nativ. Dacă nu-l folosiți pe PC, vă recomand să faceți acest lucru. Puteți, default, de cum instalați aplicația, să folosiți un cont de Gmail. Și toate aplicațiile, respectiv extensiile care le instalați în browserul Chrome pe PC, de exemplu, pot să fie importate pe alte device-uri în care folosim același cont, cum ar fi alte calculatoare, chiar televizoare care vin cu browserul Chrome, sau în cazul telefonilor putem să avem aceleași bookmarks, sau presupunem că pe calculator ne uităm la o pagină și ne grăbim, putem foarte ușor să deschidem telefonul și să preia pagina care tocmai ne uitam. Sunt câteva chichițe, câteva features care sunt destul de interesante, care ne fac viața mai ușoară în acest sens. Apoi la aplicații, e-mail, să nu uităm că putem să configurăm un număr nelimitat de e-mail-uri, atât cele de tipul Gmail, Yahoo, cele mai populare, Hotmail, cât și serverul nostru, dacă avem un mail la serverul nostru sau serverul firmei. Folosind de SMTP sau POP3 putem să facem acest lucru. Manager al fișierelor, galerie de imagini. Observăm că telefoanele cu Android vin din ce în ce cu mai multe setări pentru Google, deoarece Google s-a extins
oferă din ce în ce mai multe aplicații, atât pentru PC-uri, cât și pentru calculator, pentru tablete, respectiv telefoane. Observăm aici că găsim o aplicație pentru Google Settings, unde putem să modificăm o grămadă de aspecte din contul nostru. Spuneam mai devreme, vă povesteam despre posibilitatea de instalare a softului GPS. Preinstalat găsim Google Maps. Vreau să vă spun că în ultimul an Google Maps a făcut reale progrese și la noi în România. Apar destul de multe puncte de interes și spun acest lucru mai ales în București, unde găsim informații chiar și despre trafic. Apoi la aplicații. LG ne oferă o aplicație de backup gratuită. Bineînțeles că trebuie să avem un cont pentru a putea face acest lucru. Haideți să intrăm și noi în meniul de audio. Haideți să dăm și noi play la una din sample-uri. Pe partea din spate se află un difuzor pentru dare audio. Se aude foarte ok. Însă să nu uităm că cu siguranță s-ar auzi mult mai bine dacă l-am conectat la un sistem compatibil. Telefonul vine cu tehnologia Audio Dolby Mobile Sound, ceea ce oferă suport până la sisteme 5.1. Diverse alte aplicații, Polaris Office, posibilitatea de editare documente, citire și editare documente Excel, PowerPoint, OneNote, Word, Play Store, momentan sunt peste 900.000 de aplicații. Quick Translator este o aplicație pe care cei de la LG insistă chiar și în reclamele pe care le-am văzut mai mult pe internet, mai puțin la televiziunile române. Este vorba despre o aplicație ce ne permite să facem traduceri instant, folosindu-ne de camera video, a telefonului. Ideea este că trebuie să dăm diverse dicționare. Nu am găsit din engleză în limba română, spre exemplu, sau din alte limbi în limba română, dar putem să dăm dicționare să traducem din coreană, de exemplu, sau din alte limbi. Uitați câte dicționare găsim, din spaniolă în engleză, franceză în engleză. Sunt populate din ce în ce mai multe. Acum vreo 5-6 luni când m-am uitat erau decât vreo 3-4 dicționare. Acum văd că apar din ce în ce mai multe. Haideți să revenim la aplicații. Quick Remote, este ce vă povesteam mai devreme, telefonul vine cu un senzor infrared și putem să-l conectăm la diverse device-uri compatibile. Nu trebuie să fie neapărat device-uri LG, pot să fie și multe altele. Televizor, audio, DVD-uri, Blu-ray, aer condiționat, proiector. Apoi la aplicații. Safety Care este o aplicație ce ne permite să folosim câteva funcții destul de interesante, despre care am discutat în alte review-uri. Smart Share, în momentul în care conectăm device-ul la un laptop sau un televizor, puteți să ne folosim de această aplicație pentru a gestiona mai ușor diverse aspecte. Ce ține conexiune, atât de streaming cât și de copiere de fișiere, de exemplu. Smart World, o alternativă la Google Play. Software Update, manager al task-urilor, un widget pentru vreme, putem să edităm, observăm video editor direct pe telefon ca aplicație, deci toate videourile pe care le facem putem să le edităm fără nicio problemă, un recorder audio, căutări vocale, playerul YouTube, WeChat este un fel de WhatsApp sau Tango, putem foarte ușor să instalăm și multe altele. O povesteam mai devreme despre Quick Memo. Haideți să mai facem o demonstrație și pe acest telefon. Presupunem că intrăm în browser. Vrem să luăm câteva notițe care să le trimitem mai departe. Avem două opțiuni. Ori folosim shortcut-ul din partea butonul fizic din partea din stânga sus, ceea ce ar fi ideal. Și astfel putem să luăm, practic să facem un print screen la pagina în care suntem sau în aplicația în care intrăm. Și putem să luăm diverse notițe, să încercuim câteva lucruri care ne interesează. Și putem să salvăm, respectiv să trimitem informația respectivă, imaginea respectivă către alte device-uri, către alte persoane, fie că folosim Bluetooth sau e-mail. Am adus și noi în discuție rapid acest telefon. Trebuie să mai spun că vine cu o baterie de 3140 de mAh, care conform producătorului rezistă până la 598 de ore în modul așteptare și până la 31 de ore în modul vorbire.
Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonul tău.eu.